biblioteche in cui sono introdotti informatizzati in forma estremamente rudimentare. A fost biblioteca Academiei, când directorul bibliotecii era academicianul Sahin, extrem de rudimentar. Apoi biblioteca centrală de stat, asta e Biblioteca Națională, care de fapt a însemnat prima bibliotecă, într-adevăr, cu un sistem integrat, informatizat, pe care au urmărit și altele, proiecte pe care le-a condus Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică, unde, mă rog, ca și ca tine cercetătoare, am primit această sarcină acum cu foarte, foarte mulți ani de urmă. Aș vrea să salut, pentru că m-am uitat pe ecran și am văzut aici colegii din țară, aș vrea să îl salut pe domnul profesor Milică, director general al Bibliotecii Centrale Universitare de la Iași. Bună ziua, domnul profesor! Bună ziua! Uitați aici, putem vedea aici. Aș vrea să salut pe doamna directoare Rodica Volovici, directoarea Bibliotecii Universității din Lucian Blaga din Sibiu. Văd aici foarte mulți colegi. Doamnelor și domnilor, simpozionul acesta are 13 ani. Și dați-mi voie, vă rog, să fac un scurt remember în cuvântul meu între ceea ce s-a întâmplat de acum 13 ani până astăzi, pentru că el se numește Slove Mușcelene, că de acum 13 ani ne-am gândit la această excepțional document, scrisoare în limba română. Pentru că pot să vorbesc foarte mult și timpul este foarte scurt, mi-am permis să scriu aici câteva rânduri și să ilustrez prin poze ceea ce vă voi spune. Câmpul Lungul este un oraș aparte în peisajul regiunii Argeș. De altfel, Câmpul Lungenii îți spun mușcheren, niciodată argeșeni, un fel de mândrie care s-a cultivat în secole. Prima capitală a românilor, spun ei. Limba română, cea mai curată, după cum spun lingviștii, dar mai ales prima scrisoare în limba română, scrisă acum 500 de ani. Tot cu respect și mândrie, vorbesc scrierile mușcelenilor despre cărțile tipărite în limba română, la tipografia înființată în 1642, despre școala domnească de la Câmpul Lung, despre care va vorbi un distins mușcelean și despre prima versiune și despre prima versiune românească a Vechiului Testament, început de Nicolae Eminescu Spătaru, care a stat la baza pregătirei Bibliei de către Șerban Cantacuțional. Mănăstirea Nelumodă, cu cei 500 de ani de existență, este și un reper al acestei culturi, ca și Biserica Catolică din capul bulevardului, pardon, cum spunea Moșelescu. Dar mândria lor, moșnetii Câmpul Lungului nu l-au lăsat pe rege să construiască aici palatul, așa cum dorea, înainte de a rege Sinaia. Poate nu a fost bine pentru istoria și dezvoltarea ulterioară a orașului, dar asta spune mult despre atitudinea și comportamentul mușterenilor. Dacă peișul ar fi fost construit la Câmpul Lung, poate descoperi mușterenile se făceau într-o aură precum cea în care suntem. Acum, poate exista o bibliotecă emblematică ca și aceasta și poate ar fi fost multe alte clădiri cu destinație culturală care ar fi îmbogățit Câmpul Lungului. În decursul timpului, probabil, este cunoscut orașul, a avut perioade de înflorire, dar și perioade de stagnare, chiar și perioade de declin, însă a rămas un reper pentru existența locuitorului fostului județ Mușcel.
Sub influența acestei bogate mașterii culturale, s-a născut ideea simpozionului anual Slove Muștelene, acesta având cu obiectivul de a promova cultura, obiceiurile, istoria locului și de a crea un cadru de larg dialog între tradiția scrisă și tradiția digitală, al cărui modest reprezentant sunt. Ideea acestui eveniment a apărut când cu 14 ani în urmă. Am venit la Câmpul Mic, acolo unde a venit sămânța cosmică a existenței mele, de zilele orașului. Bulevardul Pardon era plin de tarabe cu lucruri de târg, oare, papuci, obiecte de bucătărie, bate de zahăr, etc. Și mai ales persista un miros de mici și fituri care venea din cârciumile de pe bulevard. Mi-am amintit cât de mândru era tatăl meu, care povestea că a fost elevul profesorului celebru Țicăloiu de la liceul Nicu Golescu, care nu trecea pe nimeni care nu știa. Și de povestire mamei mele, care se bucura când era copil și se plimba cu un unchi ofițer de grad înalt pe bulevardul Pardon, curat și frumos, iar fanfara din grădina publică îi dădea onorul conform obiceiurilor vremii. Mi-am amintit că liceele orașului scorșiați prin neanți de vârf, că sunt elevi care fac cinste României pe toate meridianele globului și că această competiție intelectuală există și azi, dragostea de carte există și competiția părinților există, iar competiția părinților este să dea copiii să învețe carte, așa cum se întâmpla și cu câteva secole în urmă, firește în alți parametri. Mi-am amintit la academicianul de Alcoria Maziu, decan al Facultății de Litere din București, unde eu predam calculatoare și care povestea atât de frumos despre importanța scrisorii lui Neacșu, Lupa, și firește ce a urmat după. Am simțit că orașul Câmpul Lung și Mușcelul merită de zilele orașului, poate ceva mai mult, la care aș putea contribui și eu. Astfel, cu un grup de inițiativă, s-a născut evenimentul de astăzi. Evenimentul a fost organizat inițial de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Informatică și Universitatea din București, pentru că în acel context eu conduceam institutul, predam și la Universitatea din București, iată aici primele afișe din 2010 este acesta, întotdeauna am făcut și un târg de carte și cel puțin o lansare de carte. Vreți să continuați? Iată, din 2012-2013, 2014-2015, iată aici aceste afișe, vreau să subliniez că fiecare din ediții a avut o tematică, o tematică orientată pe problemele de vârf, ale zonei, nu ale zonei Mușcelului, ferește probleme de vârf ale existenței noastre digitale. Iată, în 2017, când se vorbea multe de date deschise, securitatea informației, am avut o ediție specială despre date deschise versus securitatea informației. În 2018 am avut o temă foarte interesantă, informația digitală și marile evenimente. Era atunci Mirea și ca atare am avut o astfel de dezbatere legat de modul în care informația digitală, informaticienii pot conlucra cu oameni de artă, cu oameni de putere, în așa fel încât să poată aduce un plus valoare culturală evenimentelor țării și nu numai. În 2020, în pandemie, ne-am orientat către procesul de e-learning, evident, o dezbatere online. Aș vrea să vă spun că la aceste ediții, am să trec puțin mai repede, la aceste ediții
au participat numeroase personalități. Iată aici, în 2010, rectorul Universității din Pitești, alături de primarul Călin Andrei, primar foarte tânăr, cred că era la PNV, și care a înțeles importanța unei astfel de demers pentru Câmpul Lung. Iată, în poza de jos, cred că sunt, se vede acolo, europarlamentarul Mircea Diaconu și el cu desoginte mușteleană. Iată aici, în anul 2011, specialiștii din informatică și de la Universitatea București, iată și pe directoarea Bibliotecii Universității Politehnica și pe doamna Nicoleta Dumitrache, care este șef de departament la UEFIX CDI. Iată aici o poză de grup cu câțiva participanți, iată și pe părintele Ștefănescu, directorul Bibliotecii din Câmpul Lung, Bibliotecii Județenii din Câmpul Lung. Iată aici o poză în care se vede vicepreședintele Academiei la acea vreme, Florin Filip, domnul director Nazare, alături, domnul director Neagru, domnul profesor Niculescu, decanul Facultății Farma, de la Politehnică și directorul Editurii Niculescu. Iată jos o imagine din sala primăriei de la Câmpul Lung, pentru că după 2013, manifestarea s-a desfășurat în sala primăriei, deci primarii, indiferent de culoarea lor, ne-au oferit această sală pentru deschiderea lucrărilor. Iată imagini din sală, iată aici reprezentanții ai Consiliului Județean Argeș, la vremea respectivă. Iată aici o poză de grup în care sunt director de biblioteci de la Piatra Neamț, de la Brăila, de la directori de ziare digitale, de la comunicații mobile, domnul profesor Adrian Badea, președintele Academiei Mondiale de Știință, domnul Borțu, iată și pe domnul profesor Borțu, și dânsul aici, și doamna Stanca, Sorina Stanca, directoarea Bibliotecii Județene de la Cluj. O poză interesantă, dacă își am adus de puțin, o poză extrem de interesantă aici, cu participanți, cu unii dintre participanți. În partea dreaptă este starețul mănăstirii Negru Vodă, decedat acum un an, părintele Serafin, precum și un călugăr din Franța, care vizita în acea perioadă Câmpul Lung, și am ținut să pun această fotografie pentru că întotdeauna am fost alături de biserică, pentru că biserica a avut rolul ei în promovarea culturii și scrisului din România. Iată aici premiera unor copii din niște comune Cotești-Bădeni Maru, din Argeș, pentru rezultatele deosebite la învățătură și care au făcut și o vizită la biblioteca de aici, copii care niciodată nu ieșiseră din perimetrul acela al existenței lor. În partea de jos este o poză la care mă dusesc să te țin foarte mult. Este o poză într-o cină din sat Mușcelean. Vedeți aici directorul Mario Biblioteci, prima din stânga este doamna directoare, Sorina Stanca, directoarea de la Cluj și la vremea aceea, mă rog, președinta Asociației Bibliotecari, Naționale a Bibliotecarilor. Iată foarte mulți tineri informaticieni în această grupă și doctoranți de-ai mei. Este o grupă care arată legătura între informaticieni și bibliotecari. Iată, din 2019, aceasta este o poză foarte frumoasă, aici sunteți doamna directoare, sunt elevii de la liceul Grigorescu,
participări în competiții internaționale, Fundația Carol I și Asociația Bicep au premiat acești copii pentru excepționalele lor rezultate în, repet, în competiții internaționale. Iată aici un stat de carte despre ale autorului Dumnezeu și despre Dumnezeu. Iată aici o carte pe care te rog să o pui separat. Este o carte care se numește Slovenușcelene și chiar scrie de la scrisoarea Neașu la informația digitală în 2010, iar aceasta este clădirea minunatei primării construite la începutul secolului trecut în Câmpul Lung Mușcel. Aceasta a fost o foarte scurtă istorie în poze a manifestărilor noastre. Dar lumea s-a schimbat, chiar și cei 13 ani de la debutul evenimentului. Scrierea lui Neașu e importantă pentru istoria și cultura națională. Dar scrisoarea digitală este acum un model al existenței noastre. Pe 9 martie 2021, foarte recent, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a lansat o nouă strategie intitulată O Europa pregătită pentru era digitală, pentru era digitizării. Obiectivele strategiei pentru introducerea tehnologiei informației în domeniul economic și administrația publică prevăd clar dezvoltarea abilităților de a folosi calculatorul pentru toți cetățenii europeni și creșterea vitezei de comunicație de la 100 de megabiți pe secundă pentru up și low și, evident, comunicații bazate pe tehnologia 5G. Și uită diferență, doamne, de la Vierne până la Astru, îmi spunea Eminescu, câtă diferență de la scrisoarea lui Neașu la poșta electronică, care face comunicarea aproape instantanee. De aceea, ca și în alți ani, ziua de mâine are comunicări axate pe comunicarea digitală, pe tehnologie informației, pe securitate informatică, cu totul și cu totul altceva decât securitatea pe care trebuia să asigure scrisoarea lui Neașu către județele Brașovului. Pentru edițiile următoare, poate, ne vom orienta către teme pe alte direcții, nenegindu-le acesta. Precum mediul, sănătatea, dezvoltarea durabilă, tot atât de actuală ca și tehnologia informației. Firește, reprezentând trecutul și istoria, avem obligația să respectăm ce-au făcut de înaintașii noștri. Dar avem obligația să și adaptăm, să adăugăm, să dezvoltăm, să amplificăm cercetările științifice în direcții de larg interes, atât astfel încât să aducem în fața societății preocupările actuale ale culturii genilor. Chiar în zilele orașului, care cu siguranță are mult mai mult potențial decât poate fi reflectat în tradiționale târguri care se fac peste tot în țară de zilele orașului. Acesta a fost și mesajul evenimentului Slovenușcelene, inițiat acum 13 ani, pentru acest mesaj am invitat și invităm pentru potențialul mușcelenilor de astăzi. Vă mulțumesc!